Stimați prieteni, bună ziua! Suntem la cea de-a 82-a ediție Analizări Economice, un proiect comun dezvăluitor și privesc eu, ediții pe care le puteți urmări pe paginile noastre oficiale. Astăzi suntem deja în plin anul 2023, dar suntem la început de an și am considerat necesar și util să discutăm despre cursul valutar, despre valute. Evident, atunci când vorbim valute, pe noi cel mai mult ne interesează fluctuația leului față de euro și dolar, vom vorbi despre aceasta, dar ca să fie tablou mai clar, totuși noi nu trăim doar în lumea euro și dolarului. Da, euro într-adevăr are un impact foarte mare la noi, două treimi din toate remitențele sunt în euro, comerțul nostru extern este puternic legat de euro, totuși în Republica Moldova, dacă luăm așa principalii 10 parteneri comerciali, de unde la noi vin remitențele, de unde la noi vin importurile, de unde noi, unde noi exportăm mărfuri, atunci avem 10 valute de bază și atunci eu de fiecare dată analizez aceste 10 valute că mai ușor înțelegem cum s-a comportat leul în general în toată această mișcări globale care există legate de cursurile valutare. Anul 2022 a fost un an interesant, a fost lovit de mai multe crize, voi spune doar că criza energetică cumulată cu criza războiului din Ucraina a avut un impact pe piața valutară mai mare decât șaful bancar din 2014. Despre aceasta am vorbit de mai multe ori, dar astăzi ce vreau să vorbesc? Sunt sigur și în anul 2023, când avem fluxuri, mișcări valutare bruște, când leul se apreciază, se depreciază puternic, toată lumea întreabă ce se întâmplă cu valuta noastră. Până trece la cursul leului față de euro sau dolar, întâi să ne uităm ce s-a întâmplat cu leul comparativ cu 10 valute de bază pe care noi le luăm ca referință și să le vedeți mai târziu care sunt ele și observăm un lucru interesant. Dacă ne uităm atent, am luat de referință prima săptămână din 2021. Leul moldovenesc a început cu întărire până la 3,7%, a devenit mai puternic în luna martie, apoi a urmat o depreciere până la 5,4%, apoi iarăși o apreciere până la 1,9%, o depreciere și la final de an o apreciere. Dacă vă uitați atent pe grafic, observați un lucru, o concluzie care vreau să o țineți minte și vom repeta-o de multe ori. Indiferent de ce se întâmplă cu leul pe parcursul anului, se depreciază, se apreciază, până în final, el începe anul cam la același nivel. Dacă observați atent, în prima săptămână a anului 2023, leul moldovenesc mai mult sau mai puțin este aproximativ același curs valutar al are, comparativ cu 10 valute de bază. Da, el s-a depreciat puțin față de euro, s-a depreciat mai mult față de dolar și acum și-o voi explica din ce cauze, dar mai mult sau mai puțin el are același nivel. Astăzi vreau să vorbesc nu atât despre cursul valutar, cât despre factorii care au determinat aceste schimbări pe piața valutară în Republica Moldova, ce a influențat, ce presiune a fost asupra cursului valutar, sunt 5 factori, până la urmă vorbim despre 5 factori, și dacă știm ce a fost în 2022, destul de clar ne putem da seama ce va fi în 2023 și putem face și o prognoză ce va fi cu leul nostru în anul 2023. Cu anul 2022 este clar, leul s-a apreciat, s-a depreciat, s-a apreciat, s-a depreciat, la urmă iară s-a apreciat, și am terminat anul de unde l-am început. Am luat o dinamică mai lungă, din 2015 până în 2023. Dacă ne uităm, în 2016 leul nostru s-a depreciat, 2017 puțin s-a apreciat, din 2019 până în prezent, leul nostru practic începe anul la același nivel. Deci tot ce se întâmplă, de-am 5 ani de zile la rând și sper că și mai departe va fi așa, toate fluctuațiile care au loc pe timpul parcursul unui an de zile, până la urmă leul nostru are același nivel. Ce s-a întâmplat în acest an? Am luat anul acesta, plus am luat anul 2019, am luat anul 2019, este anul de bază, când noi deja 5 ani de zile avem același curs. În acest an, leul nostru, comparativ cu anul trecut, săptămâna aceasta, prima săptămână, de fapt, din an, săptămâna trecută, el a început-o aproape la același nivel ca și anul trecut. El s-a apreciat foarte puternic față de lira turcească cu 23,4%. În Turcia, în general, avem și cea mai mare inflație din Europa, cea mai mare depreciere a valutei. După aceasta, leul s-a apreciat față de grivna ucraineană cu 20,1%. Și aici vreau să amintesc că autoritățile din Ucraina au luat o decizie deliberată de a deprecia grivna pentru a
încuraja exporturile și a susține producătorul local. Avem o ușoară apreciere față de zlot polonez, față de iena japoneză, iar în rest, dacă observăm, față de euro, leul nostru este aproape la același nivel ca și anul trecut și cel mai mult s-a depreciat față de rubla rusească, din ce cauză că rubla rusească acum are problemele sale, despre aceasta am scris și voi face referință, deci asta nici nu trebuie luat în considerație, important este dolarul american, 7,5%. Ce s-a întâmplat, de fapt, dacă ne uităm la tot tabloul care îl vedem, de fapt s-a întâmplat un lucru simplu. Dolarul american în acest an s-a întărit puternic față de majoritatea valutelor, inclusiv față de euro, iar leul nostru moldovenesc undeva este pe la mijloc, deci el s-a depreciat față de dolar, este cât de cât legat de euro și s-a întărit față de valutele regionale. Deci leul nostru, cumva, în toată aceasta ce se întâmplă în anul 2022, legat de criza energetică, legat de război, el a luat o poziție așa de mijloc. Comparativ cu 5 ani de zile, vedeți graficul. Și aici sunt cele 10 valute de bază care formează coșul valutar pe care eu îl urmăresc deja de 5 ani de zile. Dar haideți să ne întoarcem la primele două valute. Dolarul și euro. Deci am luat o dinamică chiar din 2015 până în prezent. Avem o stabilitate începând cu 2018 și 2019. Și observați, începând cu anul 2018, leu moldovenesc față de dolar, întotdeauna a început anul practic la același nivel, la 17 lei și ceva pentru un dolar. Acum avem 19,48 din simplu motiv că dolarul s-a întărit față de toate valutele, nu față de doar de leu moldovenesc. Cu euro iarăși avem o stabilitate și mai mare, de la 20,55, 19,50, deci plus minus avem același nivel. Deci indiferent cum începe anul, cum pe parcursul anului, leul începe la același nivel. Care sunt factorii de bază care cel mai tare au creat presiune pe piața valutară? Eu am enumerat 5 factori de bază. Ei sunt cu mult mai mult, dar după mine 5 sunt cei care au dominat piața valutară și presiunea pe cursul valutar în 2021. 2 factori sunt negativi și 3 sunt pozitivi. Până la urmă, observăm că lucrurile sunt într-un control total și veți vedea de ce cauză. Primul factor negativ este resursele energetice. Ca să fie clar despre ce vorbim, am făcut niște estimări, datele finale vor fi ceva mai târziu pentru trimestrul 4, încă nu avem datele finale, din simplu motiv că vor fi raportate, cred că, în vreo 2 luni de zile. Eu am estimat în baza consumului real care îl avem noi de gaz, în baza prețului la produsele petroliere care acum sunt în scădere și în baza resurselor energetice, energie electrică, să nu uităm că energie electrică noi în valută nu o cumpărăm toată, din simplu motiv că energie electrică cumpărată din stânga Nistru este cumpărată în lei moldovenești. Deci noi plătim valută doar pentru energie electrică importată, fie din România, fie din Ucraina. Dacă observăm atent, în anul 2020, Republica Moldova a cheltuit cel mai puțin pe resurse energetice din ultimii 15 ani, 589 de milioane de lei, dolari, 590 de milioane de dolari. De fapt, ce s-a întâmplat în anul 2011-2014, noi am avut o criză și vă aduceți atunci, în minte atunci, prețurile resurselor energetice erau foarte scumpe și noi cheltuiam cam 1,2 miliarde de dolari. Anul 2020, din cauza crizei, noi am avut o scădere puternică a prețurilor resurselor energetice și Moldova a economizat, am plătit pentru importul de resurse energetice de 2 ori mai puțin decât am plătit în anii de criză. Însă lucrurile s-au început a înrăutăți în trimestrul 4 din 2021, când au început a scumpi în lanț toate resursele energetice și în acest an estimăm că noi vom plăti în 2022 pentru resursele energetice cel puțin 2,4 miliarde dolari. Deci 2,4 miliarde dolari este o sumă record de 2 ori mai mare decât suma record plătită până acum și, dacă ne uităm atent, de 4 ori mai mare decât am plătit în 2020. Deci, evident, această necesitate puternică de valută a creat o presiune enormă pe piața valutară. Lucrul s-a văzut foarte clar încă din noiembrie anul trecut, când pur și simplu într-o zi a trebuit de cumpărat peste 100 de milioane de dolari și, evident, aceasta a creat o presiune puternică pe piața valutară. Dacă ne uităm atent, povara energetică, ce înseamnă povara energetică? Cât cheltuim noi pe resursele energetice importate în valută, stânga Nistrului, eu nu pun ca resurse importate, deci cât cheltuim noi pe resursele energetice importate, raportat la produsul intern brut.
Recordul a fost în 97, 20,4% din produsul intern brut a fost cheltuieli pentru resursele energetice, iar în anul 2020, 4,8%, cel mai scăzut nivel din istoria de independență a Republicii Moldova. În acest an, povara energetică va fi maximă din ultimii 22 de ani și o să ajungem undeva la 17,5%, poate chiar 17% din produsul intern brut, deci o creștere substanțială, evident, lucrul acesta s-a văzut și individual a fi ca cetățean, dar cel mai tare pe piața valutară. Al doilea factor, deci primul factor a fost resurse energetice și atunci acuși veți vedea cum a influențat piața valutară. Deci scumpirea resurselor energetice a creat o cerere enormă de valută pe piața valutară, lucru care în mod evident trebuia să ducă la deprecierea leului dacă nu intervenea Banca Națională. Al doilea factor negativ este războiul din Ucraina. Războiul din Ucraina în primele luni ale anului, în februarie și în martie, dar în mod special în luna februarie, a speriat atât de tare cetățenii noștri că ei pur și simplu n-au mai vândut valută și au cumpărat masiv valută. Estimăm că cumpărările de valute motivate doar de război din Ucraina au fost undeva vreo 500 milioane de dolari. Deci oamenii s-au speriat atât de tare de război că pur și simplu au început a cumpăra valută. Este clar de ce s-a întâmplat lucrul acesta, vedeam cum veneau refugiații din Ucraina, fiecare om s-a speriat și noi am avut în anul 2022 un eveniment fără precedent. Dacă observați aici, am luat pentru 10 ani de zile care a fost oferta netă de valută cea mai mică în fiecare an. Cel mai puțin am avut în 2015, am avut 20 de milioane de dolari într-o lună de zile a fost cea mai mică ofertă netă de valută, dar întotdeauna oferta a fost pozitivă. Altfel spus, cetățenii noștri cumpărau mai puțin decât vindeau sau vindeau întotdeauna mai mult decât cumpărau, cu excepția anului 2022. În anul 2022 am avut o situație fără precedent când oferta netă de valută a fost negativă. Oamenii au vândut mai puțin decât au procurat și lucrul acesta a fost determinat nu că s-a vândut puțin, dar procurările au fost masive. Evident, toate lucrurile acestea, criza energetică, războiul din Ucraina a creat o presiune pe piața valutară. Aici vă dau lunar, în următorul grafic lunar, care a fost diferența dintre cererea și oferta pe piața valutară. Observăm luna noiembrie. Diferența, un deficit de 273 de milioane de dolari. Deci din cauza că Republica Moldova, vă duceți atunci aminte, eram în criză, guvernul a fost nevoit să ia să dea bani în Comul, să împrumute Moldovei gaz, într-o zi trebuia de cumpărat valută. Scumpirea bruscă a gazului a dus la ceea că a creat un deficit piața valutară de 273 de milioane de dolari. S-a liniștit lucrurile puțin în decembrie, notare, minus 54 de milioane, în ianuarie, minus 139, tradițional era deficit, februarie, 122, martie, 223. Nu atât ca prețul la resurse energetice, cât deja războiul din Ucraina. Februarie și martie este condiționat de războiul din Ucraina. Și în noiembrie 2022 deja este legat iarăși de prețurile la resurse energetice și la energia electrică importată, legată de criza care avem noi în relație cu Federația Rusă. Dacă observați, noi anul 2021 final și 22 întregul an a fost marcat în lunile de iarnă criza energetică, războiul din Ucraina, în lunile de vară, dacă observați, noi avem o ofertă pozitive de valută și oferta era cu mult mai mare decât cererea și legat de faptul că cetățenii noștri care în primele luni ale anului din cauza războiului din Ucraina cumpărau valută, acum au nevoie și încep să o vândă. Dacă ne uităm atent la grafic, observăm că oferta de valută din partea cetățenilor noștri în acest an a fost cea mai mare, de 4,4 miliarde de dolari, cea mai mare din istorie. Recordul precedent a fost în 2013, 4 miliarde. Cererea 2,4 miliarde nu e cea mai mare și oferta netă, îmi cer scuze, cererea 2 miliarde de dolari și oferta netă de 2,4. Deși e atât de mare 4,4 vânzările de valută, că oamenii de au cumpărat speriați și acum încep să o vândă. Dacă ne uităm la cererea și în valoare anuală, observăm că noi în anul 2014-2015 am avut un deficit de valută 570 cu 230 de milioane de dolari, în total am avut 800 de milioane de dolari deficitul de valută, de fapt este egal cam cu ceea ce s-a delapidat de sistemul bancar. În 2021 noi am avut un deficit de valută de 566 de milioane de dolari și în acest an, în luna noiembrie, avem de 635, până la sfârșitul anului va fi cam tot așa. Dacă observați suma totală
în 2021-2022 este cu mult mai mare decât în 2014-2015 și este legat de faptul războiului din Ucraina și criza energetică ne-a creat cea mai mare breșă valutară. Dar după cum am spus, aici următorul grafic este vânzările nete de valută a persoanelor fizice. Cred că al trecem cu vederea și mergem mai departe. După cum am spus, sunt doi factori negativi care au dus la presiuni enorme pe piața valutară. Criza energetică, război din Ucraina. Și începem cu doi factori pozitivi. Trei factori pozitivi. Primul factor pozitiv este legat de intervenția Băncii Naționale. Deci Banca Națională în acest an și anul trecut a intervenit abil pe toată perioada. Deci, de fapt, scopul Băncii Naționale nu este ca leu să fie puternic, leu să fie slab. Scopul Băncii Naționale este ca să mențină stabilitatea valutei, ca să asigure, pe de o parte, aceasta ajută și la prețurile care trebuie diminuate, dar pe de altă parte, lucrul acesta creează o liniște în societate. Dacă vedem atent, Banca Națională până în luna octombrie anul 2021 practic n-a făcut nicio intervenție pe piața valutară. Vedem, vindea, cumpăra, în principiu ieșea la zero. În anul 2021, începem luna noiembrie, Banca Națională este nevoită să vândă 237 de milioane de dolari pentru a nu provoca o criză. Decembrie, 35 de milioane de dolari. Ianuarie, 111. Februarie, 95 de milioane. Martie, 233 de milioane de dolari. Deci atunci când, de fapt, războiul era, când toată lumea speriată, unii scoteau valuta, unii scoteau lei din bancă, alții cumpărau valută, Banca Națională face toate intervențiile și dumneavoastră n-ați observat nici o depreciere sau apreciere a leului. Leul a fost în mare parte stabil. După aceasta, Banca Națională este nevoită să înceapă a cumpăra valută. Dacă observați, în luna mai am ajuns, Banca Națională face intervenții de 763 de milioane de dolari. Deci Banca Națională vinde 763 de milioane de dolari pentru a diminua șocul legat de criza energetică și problemele legate de război din Ucraina. După aceasta, Banca Națională este nevoită să procure valută, că cetățenii noștri lucrurile s-au liniștit, aprilie, mai, iunie, iulie și august, septembrie, noiembrie, cetățenii noștri încep să vândă valută și oferta de valută este mult mai mare și Banca Națională este impusă să procure peste 300 de milioane de dolari pentru a nu permite că leu deja din contra să întărească prea tare. Și ajungem că Banca Națională are intervenția doar de 455 de milioane de dolari, timp de câteva luni de zile Banca Națională procură înapoi 300 de milioane de dolari. Vine luna noiembrie când iarăși avem șocul energetic, rușii ne-au blocat gazul, rușii ne-au blocat energie electrică, noi suntem nevoiți să intervenim, Banca Națională intervine cu 176 de milioane de dolari și în sfârșit vine luna decembrie când deja iarăși oferta este cu mult mai mare și în prezent Banca Națională are vândute 556 de milioane de dolari mai mult decât a procurat. Deci în anul 2022, de fapt din noiembrie 2021 până în prezent, Banca Națională a vândut 556 de milioane de dolari mai mult decât a procurat și are o intervenție de 556 de milioane de dolari pe piața valutară pentru a menține stabilitatea cursului. Cu toate acestea, rezervele valutare au crescut. Dacă ne uităm atent, în decembrie 2022, rezervele valutare ajung la recordul absolut din istoria Moldovei, 4 miliarde 474 de milioane de dolari sau 572 de milioane de dolari, mai mult decât am început anul. Și atunci apare întrebarea. Avem criză, avem război, avem oameni speriați care cumpără valută, avem intervenția Băncii Naționale care vine pe 550 de milioane de dolari. Și apare întrebarea, de unde au apărut încă 572 de milioane de dolari în plus? Și aici apar alți doi factori pozitivi. Primul factor pozitiv este suportul internațional pe care l-a primit Republica Moldova sub formă de granturi și împrumuturi. Noi avem datele numai pentru 10 luni de zile ale anului. Ministerul Finanțelor a publicat până în prezent datele doar pentru 10 luni, pentru luna noiembrie straniu, când că datele nu sunt, nu mi-e clar din ce cauză, dar avem și rapoartele Băncii Naționale din care putem vedea câte intrări au fost sub formă de granturi și câte intrări au fost sub formă de împrumuturi. Respectiv, avem datele Ministerului Finanțelor pentru primele 10 luni și avem rapoartele Băncii Naționale pentru luna noiembrie și decembrie și în baza acestor date putem face primele estimări. În opinia mea, estimările mele arată că în acest an
suportul internațional oferit doar Guvernul Republicii Moldova se ridică la 690 de milioane de dolari, volum absolut record, absolut în istoria noastră, niciodată Moldova n-a primit acest ajutor financiar. Dacă ne mai adăugăm și anul trecut 518 milioane de dolari, atunci avem 1 miliard și 200 de milioane de dolari suport extern oferit în 2 ani de zile, dintre care cea mai mare parte a venit odată cu criza energetică din 2021, luna noiembrie, până în prezent. Acest suport s-a dat în cea mai mare parte pentru depășirea crizei energetice și pentru depășirea crizei legate de război. Diferența, dacă ne uităm atent, precedentul record, cu excepția 2020, ce am avut în 2020, și vreau să amintesc cea mai mare suport l-am primit sub formă de ajutor din partea Fondului Monetar Internațional. Dacă nu era ajutorul Fondului Monetar, nu știu cum treceam anul 2020 criză. Deci avem 2020 ajutor legat de COVID, 2021 legat de criza energetică, 2022 criza energetică și război din Ucraina. Diferența dintre 2022 și 2014, vreau să vă uitați la 2014, este structura banilor care au venit. În 2022 estimăm că 230 de milioane de dolari sunt sub formă de granturi și 460 de milioane sunt sub formă de împrumuturi. Altfel spus, din 690 de milioane de dolari pe care noi am primit în această perioadă, o treime sunt granturi, două treime sunt împrumuturi. În 2014, din 390 de milioane de dolari pe care noi am primit în acel an, 288 de milioane erau granturi și 102 milioane împrumuturi. Mai mult de două treimi sau 70% erau granturi și doar o treime împrumuturi. Dacă ne uităm la capitolul granturi, aici am următorul grafic, al vedeți, observați că Republica Moldova, volumul maxim de granturi care l-a primit în istoria sa a fost în anul 2014 288 de milioane de dolari. În acest an noi vom avea, cred că estimativ, 230 de milioane de dolari, ce este recordul absolut pentru ultimii ani, dar totuși încă n-am ajuns la nivelul 2014. 2014 rămâne încă pentru mult timp anul de referință. Asta este al patrulea factor și al cincilea factor. Al cincilea factor, de întâi credeam să ne-l dau, dar pe urmă am zis că totuși trebuie să-l dau din cauza că tot a influențat mult. Politica monetară a Băncii Naționale. Ce a făcut Banca Națională? Toată lumea s-a uitat că Banca Națională a ridicat rata de bază la credite și toată lumea a văzut că s-a scăzut puterea de creditare. Dar Banca Națională a mai făcut un conlucru despre care nu s-a vorbit și anume banca a ridicat rata rezervelor obligatorii în valută. Care este scopul Băncii Naționale? Banca Națională încearcă să încurajeze trecerea economiei la finanțarea valuta națională, simplu spus în lei moldovenești. Banca Națională în 2019, rezervele obligatorii în valută ale băncilor comerciale era 14% din toți banii care atrăgeau băncile comerciale în valută, 14% trebuia să le depună la Banca Națională. În prezent, pentru a descuraja, hai să zicem altfel, pozitiv, pentru a încuraja dezvoltarea economiei în lei, în prezent băncile comerciale sunt obligate 45% din toți banii atrași în valută să depună pe conturile Băncii Naționale. Respectiv, în prezent, rezervele valutare ale băncilor comerciale menținute în Banca Națională se ridică estimativ la 908 milioane de dolari, că am calculat atât în dolari, acolo sunt și în euro și în dolari, iar în acest an a crescut cu 320 de milioane, record absolut. Creșterea este legată în orta că a crescut depozite, cât a crescut rezervele obligatorii de la 30 la 45%. Dacă la începutul anului băncile comerciale trebuia să 30% din banii lor trebuia să țină în Banca Națională, acum 45%. Ce avem noi în concluzie? Deci, valuta noastră în acest an a fost lovită de două șocuri și a fost menținută de două suporturi. Prima este politica Băncii Naționale de a majora rezervele obligatorii în valută și doi, suportul financiar extern pe care Republica Moldova a beneficiat, care este numai mic de 690 de milioane de dolari. De, în acest an, plus 500 anul trecut, deci acest flux de valută care a venit în țară și am permis Băncii Naționale să intervină la timp, noi am intervenit pe piața valutară, am reușit să menținem valuta și în rezultat încă rezervele valutare au crescut, sunt cu peste 500 de milioane de dolari mai mare decât a fost anul trecut. Ce ne așteaptă în 2023? 2023, din punct de vedere a pieței valutare, va fi un an fără probleme și explic din ce cauză.
cel mai probabil prețul la resursele energetice vor începe a scădea. La produsul petrolier deja se întâmplă, la produsele energie electrice piața internațională se întâmplă, la gazul natural deja se întâmplă piața internațională, mai devreme sau mai târziu, cu câte năbădăi nu facem noi și câte greșeli nu facem, va scădea și în Republica Moldova, drept consecință, 2 miliarde 400 de milioane de dolari pe care am cheltuit noi pe resursele energetice în 2022 va fi un an negativ de referință și încă mulți ani de zile vom spune acum e mai mic aceea. Deci cu certitudine și în 2023 și în 2024 resursele energetice pe care noi le vom importa ca valoare va fi cu mult mai puțin decât în 2022. Respectiv, presiunea de a avea, cumpăra valută de, de piața valutară va fi mai mică. 2. Suportul financiar extern. Sper foarte mult că guvernul acesta în sfârșit va porni la turațele maxime. Suportul financiar extern în prezent este cam de două ori mai mic decât a fost în 2014. Dacă raportăm la PIB, atunci a fost de 3% din PIB. Acum e cam de două ori mai mic. De aceea că puterea de a atrage, ce scuze să vorbesc doar de granturi, puterea de a atrage granturi și de a atrage și împrumuturi, potențialul este cu mult mai mare decât poate realiza guvernul, de aceea 2023 totuși îl văd un an în care volumul de granturi care vor veni în Republica Moldova va fi cu mult mai mare chiar decât în acest an, respectiv finanțarea externă va fi mare și presiunea va fi micuță, plus Banca Națională are tot suportul extern, inclusiv acum a venit echipa de experți la Fondul Monetar care este deschisă și deja a declarat că Republica Moldova va primi suport financiar, din acest motiv Banca Națională are rezerve obligatorii suficiente, presiunea pe piața valutară va scădea, din acest motiv cursul leului moldovenesc pentru 2023 nu există nici o premiză economică, să nu uităm și de factorii politici și, Doamne ferește, alți factori regionali, cum este războiul, dar din punct de vedere economic, asupra leului moldovenesc, în 2023 nu există nici un pericol de presiune negativă, ba din contra ceea ce vedem noi, va fi o necesitate intervenției Băncii Naționale pentru a nu permite aprecierea prea puternică a leului. Ceea ce se întâmplă acum, dacă observați, ultimele două săptămâni sunt marcate de aprecierea leului, ceea ce este natural, lucru firesc, care se întâmplă în fiecare an. În final, vreau să spun, anul 2022 va intra ca anul cel mai mari provocări, de fapt anul 2020-2021-2022, însă ce opțiun la capitolul financiar și la capitolul piețe valutare și la capitolul curs valutar, noi am depășit relativ ușor și aceasta este legat suportul extern și politica în cazul dat monetară axată pe rezervele obligatorii valute ale Băncii Naționale, care ne permis să trecem acest an ce obțin la capitolul curs valutar și piața valutară într-un format, chiar aș spune, încurajător de bun. Vă mulțumesc și până data viitoare!